Bine, mai regăsit, prieteni, bună seara! Nu glumesc cu reforma lui Băi Marcele. Și o să încep cu începutul. Ați observat că premierul Marcel Ciolacu, așa scrie în actele oficiale, a spus foarte clar că începem reforma statului. Adică, pe lângă unele altele, mai mici, mai mari, mă rog, mai mici și mai puțin mici, zice 200.000 de posturi neocupate, dar bugetate la stat, vor fi tăiate. S-au uitat economiștii, n-au prea înțeles cum. Însă, ca să vezi continuarea, în momentul, aș atenție, în ziua în care Marcel Ciolacu, premierul, zice -se, anunță raderea celor 200.000 de posturi, ei bine, toate instituțiile statului, da, de la ministere, de la Secretariatul General al Guvernului, de la Consilii Județene, de la primării, de la regii, de la tot felul de agenții, au pus instantaneu concursuri, da, anunț de concursuri de angajare la stat. Adică pur și simplu tot ce a zis astăzi Ciolacul la ora 12, astăzi la ora 14 a fost anulat. Și atenție, unii o să spună, pe păi, domnule, trebuie în sfârșit să vină specialiști, să vină oameni cu experiență, să aducem acei oameni despre care tot vorbim, care au studiat în străinătate sau aici sau aici, etc. Nu, nu, nu. Vă dau câteva exemple. Angajăm la stat consilieri debutanți. Este locul perfect pentru un nepot, pentru o amantă, pentru ceva ce poate zbura mai departe. Inspector debutanți. Adică angajăm numai de dragul de angajat. Ciolacu are 26 de consilieri. Nici naiba nu au auzit de ei, dacă le pui numele, n de unde să știi cine e ăla. O publicat undeva, este o personalitate recunoscută într-un domeniu, etc. Ok, lăsăm asta la o parte, cine poți trebuie să trăiască. Dar este altceva. Și aici ajungem la reforma lui Băi Marcere. Marcel Ciolacu este tare și mare doar la televizor când vorbește cu gazetarii din București sau așa, când merge la un talk show în care numai el e. De obicei la antene sau la uh, România TV. În rest, în partid este uh, micul bucles. Adică, dintr-o dată i-au arătat primari, eu au arătat șef de agenții, i-au arătat o grămadă dintre ea de la PSD că, bă, băiatul, nu te joci cu nepoții noștri. Nu te jos cu posturile astea, că posturile astea erau cumva ținute pentru... Știi cum e? Ca banii aia de Doamne Ferește. Așa se numesc banii de alt pentru zile negre. Ținem posturile astea că, băi, mai vine un nepot, mai vezi că mai e o amantă, mai... Vorba aia. Mai aduce un un porc, un miel, un milion de euro. Unde dracu să angajezi dacă tu blochezi angajările la stat? Adică se vede că nu rezistă rețelei de complicități. De ce nu rezistă? Marcel Ciolacu este un tip care a stat tot timpul subaltern în, în, partid. Conjunctura face ca el să ajungă președinte. Însă temelia, bazal, băi, astea erau în altă parte, nu la Marcel Ciolacu în Buzău. Da? Marcel Ciolacu din Buzău era un tânăr cu o patiserie, mă rog, cu o biografie, nu știa foarte multă lume despre ea, dar bă, e ok, omul e liniștit, vorbește ok, lasă-l acolo că e bun intră Dragnea la pușcărie, conjunctură neconjunctură, hai să-l punem pe ăsta. Dar hai să-l punem, nu să fie. Înțelegi? Și momentul în care îți ajunge premier un astfel de om, îți arată instantaneu șefii de instituții, baronetul din spate, că bă băiatul, nu faci ce vrei tu. Reformă, reformă, până la nepotul. Neformă, reformă, până la amanta mea sau la mătușa mea sau la mine. Adică, băieți, Reforma poate să aștepte, ciolacul le descurcă-te, ia de pe prostală, ia de privați, șepte piei, de noi nu te atingi. Și ciolacul nu comentează. Dacă ați observat, ciolacul păstrează aceeași chestie de la conferința de presă, că statul trebuie să slăbească, că nu o să mai plătească numai privatul, că etc., etc., etc. Dar asta până acum vreo trei zile. De trei zile, domn ciolacul tace. Cred că de fapt un gro, ei au s-au pres habă. Ei au descoperit chestia asta, da? au dat-o exclusiv și de când au dat-o, pentru că a fost făcută pe șustache, da? domnul Ciolacu tace. În schimb, îi împins în față domnul Ciucă, care brusc, Ciucă da? vorbește despre reformă. L-am văzut astăzi, l-am văzut și ieri, așa o chestie de asta, să zică și el ceva, să nu trebuiască să zică domnul Ciolacu. Exact cum domnul Ciolacu îl ascultă pe domnul, îl ascunde pe domnul Căciu. Domnul Căciu dă da? care a trântit bugetul României, ăla în lei și acum l-a pus să trântească și fondurile europene alea în euro. Și atunci, deja, eu văd un PSD gata de asalt dinspre partea baronilor și un PSD cu spatele la zid din partea ăstora lui Cioracu. Poate că Cioracu vrea reformă. Să zicem că vrea reformă. Nu poți să-i faci proces de intenție. Dar nu va putea să o facă. Pentru că rețeaua de complicități este mult mai puternică decât autoritatea lui. Ciolacul în partid, nu înseamnă mare lucru decât pentru ea de la TSD, adică de la Tineretul Social Democrat, și de la 2-3 de ăștia fișpalăi intrați de vreo 2-3 ani în partid, ce care ocupă o funcție sau două. Atât. Pentru ea grei din partid, Ciolacul este, băi, Marcele. Băi Marcele, eu te-am pus, eu te-am făcut, eu te omor. Eu te-am pus acolo. Și atunci Ciolacul probabil încearcă să câștige niște, niște autoritate apelând la solidarități de asta cu liberalii. Dar la liberali, iară sunt un pic uh, uh, ciudate lucrurile, pentru că este o parte de liberali, al că de exemplu, care nu comentează nimic. Poate să vină ciolacul să spună de mâine, toți privații își dau și părul de pe piept și părul din cap să facem peru să le vindem, să avem bani bu la buget. Iar la bugetari mai punem încă 500.000 de, de, posturi. Liberalii nu comentează, partea aia de liberali. Și este partea asta de, de liberali și așa se împarte în două. Unii sunt liberali, ea, care chiar înțeleg economie, chiar dacă și-au ratat partea lor de guvernare. Cum e Câțu? Câțu înțelege economie, dar a fost mai mult un discotecar, fără supărare. Da, știe economie. Da. Însă, n-a putut aplica și partea aia altă, tipul Rareș Bogdan, ăștia grei din partid, care zic, băi, păi cu voi, draiba să vă ia, nu mai intrăm în Parlamentul European. Și în Parlamentul European, totuși, cât de cât, acolo, <coughs> carne macră, osui moale, discutăm despre altceva, purtăm discuții numai de alea foarte înalte, la care nu trebuie să existe vreo finalitate, vreun scop. Nu, le discutăm așa doar pentru că știi cum e cafeaua de povestit sau vinul de poveste. Stai la un bar de vin și stai, 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 stai și la sfârșit, mai ce bine m-am simțit. Mă, nici nu te-ai îmbătat, nici te dezbătat, n-ai schimbat o carte de vizită cu ăla, n-ai făcut nicio afacere, dar tu ești mulțumit totuși că vinul a fost bun, roșu și mult. Da? Și eventual ai risit într-o chestie de amă ceva în genul ăsta. Și atunci te gândești la ceilalți. Auriștii în niciun caz nu sunt o variantă. Vine aur, vă garantez că România merge știți cum. Nu, trece fugind în jos pe lângă Ungaria. Ungaria încă mai are carne pe os, are infrastructură, are investiții, joacă cât de cât. Noi cu auriștii o să mergem, nu știu dacă există acolo, o să fie un fel de lesoto. Un euro lesoto. Înțelegeți? Adică toată lumea va spune, piei satana, piei. Bun. Ud, asta, UDMR-ul, ne-am tot doar uh, nu știu ce se întâmplă la voi, dar noi avem alte uh, aspirații, alte, n nu avem treabă cu voi, ne-ați dat afară de la guvernare. Bine, discutăm din când în când, mai mult la televiziune maghiare, nu știi ce-o la cu maghiară, stai pe fundul tău acasă. usr am face, dar noi suntem numai reactivi, știți, ni se spune de luni bune, de ani buni, nu mai faceți o campanie de aia, e chiar necesar, uite cum ați făcut, fără penal în funcții publice, ar fi ca o să faceți fără numiri politice, să aveți un proiect de la, la care lumea să semneze cu tot dragul. Da, așa au fost la uh, fără penal în funcții publice. Eu, cu ochișorii mei, am văzut cum simpatizanți și unii membri de partid de acolo, de la PSD, semnau la uh, uh, tot ce însemna uh, chestia asta pornită de usere. După aia a zis, a, dar am luat la europarlamentare 22, nu știu cât. Suntem tari, domnul Barna dintr-o dată s-a trezit așa un fel de uh, privire de a baironiană peste țară, suntem foarte deștepți, gafa aia de care și acum râde tot bihorul. Da? Și trebuie să o amintesc. Da? Ca, să, ca să ne iasă din cap uh, felul de de a privi oamenii ca pe sfinți. Mă băieți, aveți oameni super deștepți acum. De ce nu sunteți în stare să faceți o echipă? Aveți peste tot oameni deștepți. Antreprenori de ăștia tine, de ăștia care au început din facultate. Tip care au scris tot felul de studii, ci studii, studii, și nu stau numai în România. Am plecat și prin Africa, prin Asia, prin deștept. Aveți o mulțime de experiențe. Da, și totuși, de ce de Bihorul de voi? Ca să zic și asta. Da, Emerigene în Bihor este o legendă vie. Adică este acel om. Da, nu știu dacă găsești pe cineva, Într-un alt oraș care să fie acea legendă vie. Emerigeni. Da? Și, evident, Barna merge acolo, vorbește pe stradă, se întâlnește cu domnul Emerigeni și ce vreți să vă dau un autograf? Este bancul sezonului, bancul deceniului, din păcate, în Bihor. Și, din păcate, pentru USR, pentru că nu merită asta. <coughs> Dar ajunge o bâtă la un car de oameni. Bun. Și atunci, de la USR, aștept acele, acele proiecte care pot vindeca. Înțelegi? Nu mă interesează să-mi e tot ras coarța de la bubă. Mă interesează să scoți furuncul cu totul. Da? Fără penal în funcții publice a fost un astfel de proiect. Da? Pune asta fără numiri politice. Zi acolo, de la subsecretar de stat în jos, nicio numire politică. Dacă numești politic, asta se poate pune în codul penal ca, nu știu, trafic de influență, asimilabil actelor de corupție. Ești de la primar în sus, 10 ani de pușcărie, tată, nu există cu suspendare. Fă asta! Nu te costă absolut nimic. Lumea așteaptă de la tine, usr pentru că tu ești acel partid de oameni cu școală pe bune. Tata la 83 de ani, te o votat cu usr bă, ia o școală pe bune. Luat, nu a trecut școala numai pe 11 pe grei. Și atunci, care e alternativa? Da, ăsta reformă, nu? Ăsta la alt, liberalii sunt numai, nu liberal, nu? Este și bancul ăla. Nu cumva să comentezi, băi, liberalul e ceva din PSD, că te dau afară din PNL. Înțelegi? Da? Aurul, în niciun caz o variantă, sau dacă vrei, varianta prin care România bubuie și se autodistruge, iar USR-ul ă, reactiv. Din păcate. UDMR-ul nu pune la socoteală pentru că ne-am tot doar Deocamdată în politica românească. Din păcate. Bun. Și atunci rămâne ce? Rămâne această poială prin care, vă spun eu ce se va întâmpla. Vine băi Marcele, Băi, Marcele va veni la partid și va spune, da, mă, da, înțelegeți-mă și pe mine, hai, mă, lăsați-mă să fac reformă, hai, nici gând, noi te-am pus, noi te dăm jos. Vine după dom domn Ciolacu, către noi, domn premier, Marcel Ciolacu, care mi spune, domnule, vom începe o reformă extraordinară, nu va trebui să se sufere statul, în privatul să înțeleagă că trebuie să... Și cam atât. Da? Restul așteaptă așa o greșeală să tragă cu praștile. Băieți, praștile astea, au o țintă clară. Căpățâna noastră și buzunarul nostru. În rest, pe băi Marcele sau pe premierul Ciolacu nu îi va interesa niciodată, pentru că ei sunt doi, de-aia vorbesc la plural, ei sunt doi pentru că sunt două țări. Una a Partidului Social Democrat, când e la guvernare, și alta a noastră, ăstora, care trebuie să le dăm de mâncare, să le hrănim nepoții, să le cumpărăm kilos de, de a de damă, de, -a de mătase, doamnelor de la amantelor puse acolo, să le ducem copiii la meditații și eventual, nu-i așa, să le punem și de o vacanță pentru că dacă-s la guvernare, înseamnă că sunt stăpâni aici pe vest stăpâni. Și din păcate, socialiștii cred că vor mai fi în costă de ani aici pe vest Sigur, unii vor pleca, alții vor răbda. Păi, fiecare cum așa Vrei socialism? Știi cum la chestia aia? Trandafir votezi, Trandafir mănânci. Poftă bună și nu-i cu dulceață, aia bulgărească.